Bună seara, dragii mei! Este vineri, ora 19, așa că sunteți alături de mine la săptămâna financiară cu Dan Bucura. Iar astăzi, prieteni dragi, sunt vesel, sunt bucuros, sunt radiez. Pentru ce? Pentru voi. Pentru că, ce să vezi, tocmai am aflat, și doar nu o să mă contraziceți, că vă e foarte bine. Trăiți bine, aveți o putere de cumpărare teribilă, sunteți fericiți. Eu nici nu știu să mă dau mai încoace sau mai încoace, să nu cadă cumva prosperitatea pe mine. Nu știu, deocamdată n-aș vrea să mă mișc mult, să nu-i tulbur pe colegii de la cameră, dar să avem cu toții grijă, repet, să nu pice prosperitatea pe noi. E, până pică sau nu pică prosperitatea pe noi, eu vă spun că asta am aflat. Cum? De unde am aflat? Păi am o sursă, sunt jurnalist de investigație, am o sursă foarte bună. Nu mă credeți? Haideți să vă arăt sursa mea și spuneți după aia dacă e sau nu credibilă. Dragi români, știți ce altceva este, mai este fantastic? Datele Eurostat confirmă faptul că în România sunt cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Este și normal ca în aceste condiții să crească consumul. Alimentele sunt ieftine, puterea de cumpărare crește, crește și consumul. Românii sunt mai fericiți. Deci sunteți fericiți, da? E bine, totul e roz. Stați puțin, îmi spune Alex Chirițoi, producătorul meu, că oamenii din stradă cu care a vorbit ar avea o altă părere. Eu nu pot să înțeleg, nu e credibilă sursa mea? Haideți să vedem, dar eu credeam că am o sursă bună. Premierul Câțu spune că a crescut puterea de cumpărare, că alimentele s-au ieftinit de când a ajuns la putere. Cum comentați? Câțu ăsta e bolnav psihic. Și cu un nebun ce poți să faci? Care e realitatea din piață? Realitatea e că toate s-au scumpit, nu că a crescut puterea de cumpărare. Nu, nu mai înțeleg nimic, stați un pic. Încă o dată, vă rog frumos, sursa mea, o sursă credibilă, să o revedem. Dragi români, știți ce altceva este, mai este fantastic? Datele Eurostat confirmă faptul că în România sunt cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Este și normal ca în aceste condiții să crească consumul. Alimentele sunt ieftine, puterea de cumpărare crește, crește și consumul. Românii sunt mai fericiți. Bun, deci deja ne-am bulversat total. Ba e bine, ba românii spun că n-ar fi bine. Ca să nu mai lungim foarte mult vorba, astăzi vom avea invitați de marcă, oameni ancorați și în lumea politică și în lumea economică. O să discutăm cu domniile lor și o să vedem exact care are dreptate. Da? Până una alta însă, înainte de a vă prezenta invitații, așa cum fac de fiecare dată, insist să ascultăm vocea poporului. Puțin fantezistă, dar ce nu este fantezistă în ziua de azi? Nu am niciun fel de părere pentru că nu urmăresc prea mult politica, dar lucrurile, realitatea, arată cu totul altfel. Este o discrepanță între ce spune dânsul și realitatea. Mi se pare că nu ne ducem într-o direcție prea bună. Eu spun că în Emirate, în Dubai, trăiești mai bine ca în România. Deci este mai ieftin mâncarea ca aici. Deci aici, dacă schimbi 100 de euro, nu-ți ajungi nici să cumperi mai nimic. Deci asta este părerea mea. Deci el poate să spună, dar nu este adevărat. Ce măsuri credeți că ar trebui să ia guvernul în perioada următoare? Care ar fi primele măsuri care ar trebui luate? Eu cred că ar fi mai bine dacă ar încerca să mai crească salariile. Banii tot în România ar rămâne. Ar putea omul să-și cumpere mai multe. Da, pensii nu, alocații nu. Cu ce să trăiască omul? În practic, ce ar trebui schimbat? Guvernul. Bun, asta spune poporul, e un pic diferit de ce ne spunea premierul, dar o să analizăm. Cu ocazia asta îi spun bună seara domnului Tănase Stamule, domnului profesor de economie Tănase Stamule și, ce să spunem, nu? Și un vașnic liberal prin vicepreședinte PNL, sector 1, nu? Da. Proaspăt reales. Reales, da. Bună seara, domnule Stamule. Îl salut și pe domnul Radu Oprea, senator din partea opoziției de la PSD. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit alături de noi.
Seară grea, ați văzut, avem de combătut aici, ori public, ori premierul. O să încep cu dumneavoastră, domnule Stamule, că na, reprezentați puterea. Cum e povestea asta cu cifrele? Deci din cifre stăm extraordinar. Repet, mă uitam să nu pice prosperitatea pe mine. Cifrele astea n-ar trebui un pic corelate și cu ce simt românii în buzunar? Sau... Statistic nu stăm rău. Statistic, pentru că atunci când ai avut o cădere a consumului anul trecut, lumea a stat în casă, nu a ieșit în oraș și a cumpărat foarte multe haine, e firesc să există o creștere a consumului când a reapărut libertatea care eram cu toți obișnuiți. Însă, din punct de vedere al prosperității, există un decalaj. Ai nevoie de câteva semestre de creștere continuă înainte ca să simtă în buzunarul oamenilor și tehnic încă nu avem semestrele astea, dar dacă ne uităm la prognoza de creștere, semnalele sunt bune, dar ca, tocmai pentru că a fost acea cădere anul trecut și normal ca să există o creștere anul acesta. Există însă și un risc, riscul valului 4, și nu trebuie să fugim de această dezbatere și pentru asta foarte mulți oameni lunile acestea chiar consumă mai mult, călătoresc mai mult, pentru că nu știu ce va fi de la toamnă. Și asta ajută, bineînțeles, economia, pentru că este un consum în plus pe care poate că nu-l proiectasem la începutul anului. Din păcate, tocmai pentru că există acest consum, care consum este pe bază majoritară de importuri, nu trebuie să ne ferim să spunem și asta, balanța comercială este dezechilibrată, foarte dezechilibrată și asta nu duce decât la, duce automat și la inflație. Deci balanța comercială, când o ai dezechilibrată, se compensează prin transferul de banilor românilor din străinătate aici, investițiile străine directe și profiturile companiilor românești care sunt aduse înapoi în țară. Dacă astea nu acoperă gaura deficitului, atunci automat se ajunge la inflație. Este un mecanism simplu economic. Și anul acesta este probabil că va avea inflație peste medie. Mă duc către domnul senator. Și fondurile europene de natură. Și fondurile europene, da, și fondurile europene. Care nu sunt. De asta nu, ba da, 60% din investițiile de anul acesta au fost în fonduri europene. Și banii, transferurile financiare din fonduri externe. De la o idee ridicată de dumneavoastră, și anume de cele câteva semestre de care e nevoie până ca cifrele să se simtă în buzunarul românilor. Eu vă spun și vă amintesc, tuturor le amintesc, o replică, ce n-a fost în urmă cu puține semestre din astea, în care românii au aflat că suntem tigrul Europei. Economia noastră e tigrul Europei. E bine, de la tigrul ăla până astăzi nu prea am simțit prosperitatea. Zic și eu, acolo n-au fost vorba de două semestre sau trei. De la tigru până azi, cât avem? Deci, România, din punct de vedere economic, trece probabil prin cea mai bună perioadă din istoria ei. Însă, problema noastră structurală este legată de discrepanțele între regiuni. Deci, noi aici în București trăim mult mai bine ca în multe regiuni ale României și provocarea următorilor ani va fi, de fapt, echilibrarea dezvoltării economice între regiuni. Domnul senator Oprea, trăim bine? Să răspundem cu cifre statistice Eurostat, pe care le apreciază atât de mult premierul Cîțu, dar le citează incorrect sau uită să citeze foarte multe. Spune că prețurile sunt mici, 66% din media europeană, dar salariile 30% din media europeană. Pe asta nu mai spune. De aceea puterea de cumpărare a românilor este foarte mică. Astăzi, Institutul Național de Statistică a publicat date noi. E Institutul României. Avem voie să-l citim, să-l cităm, e sursă credibilă sau nu. Ce ne spune? Ne spune că veniturile au crescut cu 357 de lei. Dar cheltuielile știți cu cât au crescut? Cu 371 de lei. Adică, în fapt, puterea de cumpărare scade. Și dacă ne uităm mai apoi, pentru că fac o analiză a cheltuierilor familiei obișnuite medii din România, 85% din cheltuieli se duc pe bunuri alimentare, pe bunurile de care ai nevoie zi de zi. Fasole a crescut cu 7%, 22%. Pâinea cu 7%. Factura la energie cu 20%. Sigur că în spatele cifrelor statistice sunt dramele oamenilor care nu au cu ce să plătească. Pentru că salariile... Energia a crescut, pentru că s-a liberalizat piața, nu?
Da, dar a crescut. Noi vorbim despre ceea ce simte omul în buzunar. Știți cât este coșul mediu? Cât ar trebui să aibă nevoie ca să poată trăi la limita sau peste limita de sărăcie? Peste 1900 de lei. Câți au 1900 de lei salariu când 1.600.000 de români sunt plătiți cu salariul minim pe economie care este 1900 de lei? Au, să știți. Asta este. Nu au. Sunt 1.600.000 de români care sunt plătiți cu salariu minim. Sunt un milion de pensionari care au 800 de lei pensie. În unde? Adică media nu spune realitatea. Pentru că sunt unii care sunt foarte bogați și unii care sunt foarte săraci. Inegalitățile extreme sunt cel mai mare pericol al societății moderne și al României. Între regiuni, între persoane, între veniturile lor și pensionari și salariați, și sunt inegalitățile astea duc la această ruptură și neînțelegere. Domnul Câțu citește statisticile doar cum îi fac lui plăcere. Astăzi cursul este maxim istoric. Niciodată n-a fost 4,9281, cred că e azi. Ce înseamnă asta pentru români? Înseamnă că cei care au rate la bancă vor avea ratele mai mari din acelea salarii, pentru că n-au mai crescut. Da. Că vor avea facturile și la utilități, și la telefonie mobilă, toate facturile, pentru că la noi prețurile sunt consolidate în euro la furnizorii principali. Toate acestea se vor mări. De ce se întâmplă lucrurile astea? O fi întâmplător că tocmai l-a dat afară pe Nazare ieri sau nu? Nu știu. Și asta o să discutăm. Bună seara, domnule deputat Cristian Zeidler de la USR. Bună seara. Faceți și noastră parte din coaliția asta la guvernare și bănuiesc că ați auzit și dumneavoastră vocea străzii, cum o denumesc eu aici. Apropo, unele păreri nu sunt de acord, au fost foarte dure și limbajul e drept, noi îl cenzurăm cât se poate, nu e în regulă, dar în esență oamenii contestă guvernarea, contestă rezultatele astea pe care le clamează nu doar premierul, ci și colegii dumneavoastră, bănuiesc. Se vede prosperitatea la USR Plus mai abitir ca în altă parte? Nu, nu cred că se vede. Dacă citim cifrele corect, cu toții aceleași cifre, ar trebui să vedem aceleași lucruri. Dar știți, apropo de contestare și de cifre, cu tot respectul, am în față acum, păcat că nu vă pot arăta, dar vă pot trimite fișierul, raportul de la, din Revisal, Registrul Electronic de Evidență a Salariaților, unde scrie foarte clar câți salariați avem cu salariul minim. Domnul Oprea și de foarte mult timp PSD-ul anunță 1,6 milioane. Nu, în realitate sunt 1,17. Adică am citat-o pe doamna Turcan. Am greșit și eu. Putem da interpretări diferite cifrelor, dar cifrele trebuie să fie aceleași, indiferent cine le-a greșit. Încă o dată, am în față, pentru că cer periodic acest lucru de la Inspecția Muncii, nu sunt 1,6, sunt 1,17. Putem discuta pe cifre. Eu unul spuneam 1,2 întotdeauna, până când am auzit-o pe doamna Turcan cu 1,6 și am crezut că dacă este ministrul muncii, pot avea încredere în ceea ce spune și că spune date corecte. Acum, dumneai care nu știe nici punctele cardinale, s-ar putea să se fie încurcat din nou la cifre, că n-ar fi prima dată. Vedeți, eu în prima dată aceste cifre le-am văzut la PSD și... Bun, da, domnul Zeiler, apropo de asta... Deci, repet, aici... sursa cum spune, da, cum spune și dumneavoastră, dacă sursa e credibilă sau nu e credibilă. Domnul Zeiler, apropo de lucrurile astea, văd că în continuare opoziția vorbește pe două voci. Nu pe trei, cei de la UDMR sunt așa, pe nu chiar silențio stampa, dar pe sotovoce. Dar vreau să vă întreb totuși, de ce aceste diferențe de, eu știu, de gândire, de abordare de, între cele două forțe din guvernarea asta? Uite, apropo de asta, vreau să, și a lansat aici domnul Oprea discuția și vreau să aud și punctul dumneavoastră de vedere legat de această surprinzătoare demitere a ministrului de finanțe. Deci nu vi se pare o contradicție când guvernul, prin vocea numărului 1 de acolo, ne spune că merge bine, că toate cresc, că pică prosperitatea pe noi, că românii sunt fericiți, dar pe de altă parte îl rade peste noapte pe ministrul finanțelor, adică ăla care e cu cifrele, cu banii, cu proiectele, cu ce Dumnezeu e,
Cum s-a văzut în bucătăria noastră această... Ați fost consultați la USR? Poate și asta e interesant să ne dezvăluiți. Nu am fost consultați și nici nu era cazul să fim consultați. Domnul Câțu, în calitatea dânsului de premier, dacă a dorit să demită un ministru al PNL-ului, trebuia să se consulte cu PNL-ul, în mod concret cu președintele Ludovic Orban. A făcut sau nu acest lucru? Vă rog să întrebați pe dânsii, nu putem noi să vă spunem. Îl avem pe domnul Stamule și ajungem imediat la dânsul, da? Cum s-a văzut atunci? N-ați fost consultați? Cum s-a văzut din bucătăria noastră? Pe noi, în schimb, ne-a informat. Deci acest lucru s-a întâmplat, nu avea vreo obligație scrisă în acest sens, dar cred că a fost o chestiune de bun simț și iată a făcut-o. Din cealaltă perspectivă, faptul că economia funcționează în ciuda unor previziuni mai sumbre, asta nu spune nimic despre performanța în ceea ce avea de făcut în această perioadă a ministrului Finanțelor. Că a făcut sau n-a făcut, nu pun aici în discuție. Spun doar că posibil, dacă vreți o speculație, cea mai light speculație, cea mai ușoară speculație pe care o voi face, este posibil să fi avut pretenții mai mari de la un ministru în ciuda unor rezultate relativ bune. Nu știu, întrebați-l vreo pe domnul Câțu, nu eu. Deocamdată îl întreb pe domnul Stamulea, că e aici alături de noi, pe domnul Câțu îl prinde mai greu, e prin țară și face campanie. Era să zic și bine face, dar dacă n-ar face-o pe spatele nostru al românilor. Totuși, domnul Stamule, haideți că mi-ați deturnat parțial așa emisiunea, a început domnul Oprea, acum am ajuns și cu domnul Zaidlă și ne-am mutat un pic și pe povestea asta cu demiterea ministrului de finanțe. Fix în ziua sau acolo, cu 24 de ore înainte de a fi demis, ministrul de finanțe a mai tras un împrumut de vreo 648 de milioane de lei, dacă nu mă înșel. Emisiune de obligațiuni de la bănci. Care e ideea până la urmă? De asta l-au demis, că s-a împrumutat? Nu. Deci împrumuturile pe care le face Ministerul de Finanțe sunt planificate cu săptămâni înainte și sunt corelate odată cu plățile de datorie externă și cu cheltuielile curente de la bugetul de stat. Deci există o proiecție și în funcție de încasări, cum e TVA-ul, diferite impozite, se finanțează. Până vă lăsați să vă răspund, așa, să răspundeți complet, vreau să vă amintesc doar un singur lucru. Aici, în studioul ăsta de televiziune, și cu noastră și cu alți colegi, ca invitat, eram în guvernarea trecută, subliniam fix asta. Era doamna prim-ministru Viorica Dăncilă. Înainte, exact asta vorbeam. Dom'le, nu trece luna sau nu trece săptămâna, pac un împrumut, pac un împrumut. Păi, și vorbeam atunci, dom'le, dar unde o să ajungă copiii noștri, deci, sau nepoții noștri? Discuția este, a fost modificat mai mult o divergență de opinii legat de felul în care să se facă rectificarea bugetară și știm cu toții că a existat o tensiune între cei doi, știam la partid. Din păcate, nu s-a respectat procedura pe care o agreasem să discutăm în partid și să-i retragem sprijinul politic. Până la urmă, domnul Nazare a ajuns cu un vot politic al Biroului Permanent Național, al Partidului Național Liberal, în guvern. Nu a ajuns că și l-a vrut cineva și l-a luat de pe stradă. Este un lider important al nostru. Domnul Câțu și-a folosit prerogativele constituționale și l-a demis. Acum că s-a întâmplat exact în perioada luptei interne pentru președinția Partidului Național Liberal, poate fi spus că este o coincidență. Hai să nu ne acceptăm până la urmă subiectul emisiunii mele. Păi da, eu cred că domnul Nazare și-a făcut treaba. Eu cred că domnul Nazare și-a făcut treaba, însă este normal să existe o viziune comună. Se pare că nu există. Ce nu e comun aici este punctul nostru de vedere cu punctul de vedere al domnului senator Oprea legat de prosperitatea românilor și de bani. Aici discuțiile... Nu, deci creșterea statistică nu poate fi combătută. Discuția este când apare prosperitatea, la cât timp după ce reîncepe creșterea. Iar eu spun că noi avem un risc, riscul toamnă-iarnă, pentru că ne uităm ce se întâmplă în vestul Europei, chiar mă uitam azi în Portugalia, că au închis tot felul de orașe, Lisabona iarăși închisă cea mai departe. Și atunci lumea are un exces de consum în perioada asta, tocmai pentru că în subconștient își dau seama că probabil la toamnă, dacă vine varianta Delta puternic peste noi, o să fie iarăși niște... Sperăm, Doamne ferește, să nu fie nicio problemă, dar
Păi domnul Oprea, logica asta cu semestru înseamnă că dacă vine valul 4 și ne închide, o să simțim și prosperitatea în Chișinău. Creșterea despre care vorbește domnul Cățu și despre care vorbea și domnul Stamule este o creștere toxică. Pentru că este o creștere pe datorie. Și este o creștere toxică, este o creștere prin sărăcirea populației. Acele cifre despre care vorbeam mai devreme, despre faptul că au crescut cheltuielile fiecarei familii din și a fiecarei persoane din România, în timp ce veniturile au crescut mult mai puțin. Adică puterea de cumpărare a scăzut. Și asta se face pe baza sărăcirii milioanelor de români. În real. Da? De aceea aceste opinii pe care le-ați văzut. Și acum mă reîntorc la creșterea nocivă pe datorie. Facem un calcul foarte simplu și vedem cât s-au împrumutat în această perioadă și cât au prognozat că va crește PIB-ul. Dăm deoparte ce înseamnă plăți de împrumuturi și doar să împărțim ceea ce a finanțat deficitul bugetar la cât au spus că va fi creștere. Și constatăm că din 2,14 lei împrumutați vor obține creștere de un leu. Știți care era raportul în timpul? Ceea ce este total greșit. Adică nu este eficient. Adică nu scoți nimic din împrumuturile astea, pentru că e ca și cum iau 100 de lei și mai bine de jumătate mă duc și fac praf imediat. I-am mâncat, i-am băut și nu fac nimic cu ei. Asta se întâmplă astăzi. Pe vremea guvernării PSD, pentru că vorbim de eficacitate al acestui lucru, calculați și veți vedea că 0,34 de bani au produs un leu. Adică, la împrumuturile făcute de PS, creșterea PIB-ului a fost mult mai mare. Asta este o realitate a cifrelor care nu poate fi combătută. Și mai spun un lucru. În timpul guvernării, indicatorul relevant pentru Comisia Europeană și în obiectivele pe termen mediu, obiectivul important din ceea ce privește datorie este datorie ca pondere în PIB. Pentru că totul este într-o dinamică, crește PIB-ul, sigur că scade datoria. Ceea ce s-a întâmplat în timpul guvernării PSD. De la aproape 37% am ajuns la 34,7% în 3 ani de zile. A scăzut. Domnule Acum Zaider. A crescut și am depășit 50% și cu asta mă opresc, ceea ce este un pericol, pentru că legea 69 induce niște restricții foarte puternice care înseamnă austeritate. Adică nu mai e voie să crești salariile bugetarilor. Sunt acolo restricții foarte dure pentru cetățenii României. Le-a comunicat cineva acest lucru? Le-a spus ce așteaptă? Le-a spus că vine austeritatea pentru marea majoritate? Domnul Zaider, mă reîntorc la noastră din următoarea perspectivă. Îl avem pe domnul senator Oprea aici, care vorbește de o creștere economică toxică. În urmă cu ceva vreme, dumneavoastră și colegii de la UFR vorbeau pe vremea PSD-ului tot de o creștere economică toxică bazată pe consum. Până la urmă, totul e toxic sau numai ce fac opozanții e toxic? Cum e în viața asta și la ce se așteaptă până la urmă românii? Palpabil așa, nu cifre. Când pică prosperitatea pe noi? Tocmai asta vă spuneam și în intervenția anterioară, că cifrele vorbesc singure, sigur le putem interpreta, pot să-i dau o interpretare eu, domnul Oprea alta, important ce interpretare le dau cetățenii. Haideți să vă prezint scurte cifre. I-ați auzit mai devreme. Nu, că domnul Oprea le-a prezentat așa dintr-un unghi. Nu da dânsul la cetățeni, sigur, dar spuneți, vă rog. Venituri medii per capita, per lună, în România, 2020. 2031 de lei, citat din raportul Institutului Național de Statistică. Cheltuieli, 1702 lei. Diferență, 329. Și vă rog să reținem această cifră, 329. Primul trimestru din 2021. Venituri medii, 2157. Cheltuieli, 1828. Diferență, algebră, pur și simplu, aritmetică. 329, aceeași cifră. În această diferență, domnul Oprea vede un lucru toxic, rău, e nasol. Eu nu văd neapărat și nu o să spun, wow, a explodat, este prosperitate pe străzi, nu mai poate lumea de prosperitate. Spun doar că cifra e aceeași, deci nu avem cum să fie mai rău. Asta cred că înțelege și un copil de clasa întâia care știe adunare și scădere. Știți ce vă scapă din această chestiune, domnul Zaidler? Că vorbiți despre o medie, vă scapă faptul că ați vorbit despre 1.900.000 în comparație cu salariul minim și sunt atât de mulți români până în această cifră pe care ați spus-o dumneavoastră. Ce faceți cu aceste milioane de români,
cu milioanele de pensionari care au pensia sub această valoare care reprezintă un trai cât de cât decent în România. Cu aceste milioane de români ce faceți? Pentru că ați înghețat mărirea salariului minim pe economie, pentru că ceea ce spuneam mai devreme domnul Bucura, când simțim și când simt toți românii prosperitatea, când redistribuim corect în societate profiturile. Nu trebuie să facă profit doar cel care a furat la Unifar. Sau cei care are pensie specială. Sau de care exemplu, are o pensie specială. Mai cumulează și cu exact, ce mai cumulează exact. El. Trebuie ca milioanele de români să simtă într-adevăr dacă avem o creștere economică sau nu avem în realitate. Astăzi realitatea arată că totul este înghețat. Și salariile bugetarilor, mai puțin numărul lor, că într-un an și jumătate, cât sunt acum, un an, nu? Și, sunt aproape 17.000 de posturi noi. Nu este adevărat, aș vrea să intru. Da, este tot statistică. Nu este adică adevărat. Sunt deci, cifrele pe care dumneavoastră le-ați dat. În decembrie 2019 am oprit detașările de la firme private la stat, deci erau 35.000 de oameni care se angajau o zi la firmă și erau transferați direct șefi la stat și era o povară uriașă bugetară, direct șefi, pe maximul grilei, deci era o găselniță PSD-istă ca să ocolească concursurile publice. Am oprit aceste transferuri. Era iar în locul... Da, nu știu unde era moștenit, ați folosit-o la maxim, dar ați recunoscut ca să nu... Erau, și au fost 35.000 de oameni s-au oprit detașarea, deci a scăzut aparat de stat și au fost înlocuiți cu 17.000. Adică, imaginați-vă, la jumătate. Acum, cu tot respectul, au fost înlocuiți doar cu 17.000 pentru că a venit pandemia și pe perioada stării de alertă, urgență și ce au mai fost ele, nu s-au mai putut face concursuri. Nu, că dacă se făceau concursuri, sunt sceptic. Da, uitați, acum se fac concursuri și nu a explodat cifra așa cum spune lumea, că se fac concursuri de câteva luni și n-am angajat 100.000 de oameni. Tot 17.000 au rămas. Deci, cifrele astea pe care le aruncă PSD-ul sunt doar o parte din informație, tocmai pentru a manipula. Iar în ceea ce privește redistribuirea, redistribuirea trebuie făcută și în jurul investițiilor. Iar pentru noi și s-a văzut pentru guvernul liberal, prin PNRR și nu numai prin PNRR, și bugetul național, prioritate zero astăzi este infrastructura în Moldova, centura capitalei, drumul expres Craiova-Slatina, tocmai pentru că niciodată nu o să ai echilibru între zonele țării dacă nu faci investiții în toate zonele țării. Iar redistribuirea aia nu e corect să se facă de la București spre toată țara, că apar tot felul de discuții după aia. Trebuie să aibă o șansă și cei de la Bacău, și cei de la Focșani, și cei de la Slatina, și asta se poate doar prin infrastructură. Domnul Zaider, am vrut să interveniți, vă dau cuvântul, dar am și eu o curiozitate așa între noi, cei de aici și cei care se uită la noi. Poate mi-o explicați și mie, de ce sunt așa reticenții colegii dumneavoastră, miniștrii USR Plus, cu ieșit în fața poporului și explicat? Că sunt foarte păsărare, nu știu, domnul Ghinea, domnul Năsui la economie, cred că le-am făcut numai aici la emisiune vreo 4-5 invitații și nu vor să... Le place mai mult pe Facebook. Vă rog, vrea să interveniți. Da, am vrut să intervin pentru că am făcut o comparație pe rapoarte oficiale ale Guvernului României, iarăși, deci pe cifre oficiale ale statului român. Și să știți că diferența dintre ianuarie 2019 și ianuarie 2021, cel puțin la număr de angajați la stat, stă în două capitole mari. 1. Numărul angajaților din sistemul sanitar din România a crescut. Nu cred că asta poate să întristeze pe orice politician, dimpotrivă. 2. Au crescut numărul de angajați din autoritățile publice locale. Știți cumva care este partidul care domină autoritățile publice locale în termen de primari? Sigur nu e al dumneavoastră, că la USR Plus nu aveți prea mulți. E PSD-ul și atunci vine PSD și spune, vai, ați crescut numărul de angajați la stat. Da, acum faceți o supoziție. Nu aveți de unde să știți câte persoane au fost angajate în primăriile PNL și câte au fost în primăriile. Vreți să vă dau exemplu concret de la Ploiești? Vă îl dau de primărie PNL. Nu am o emoție să fac lucrul ăsta. Doar că nu faceți supoziții care nu se bazează pe informații reale. Supozițiile sunt atunci când dumneavoastră afirmați că s-au angajat mai mulți oameni în birocrație.
Nu, s-au angajat mai mulți oameni în sistemul sanitar, iar în birocrație, în local, deci nu la nivel guvernamental. Cer. Uitați-vă mai atent pe cifre un pic și o să-i găsiți și în ministere pe aceia angajați în plus. Sunt. Domnul Zailer, acum o singură observație am și eu așa de pe margine, vorba aia, moderată. Tot intrăm în discursul ăsta cu greaua moștenire și nu e prima oară, e nu știu câta oară. Hai să nu pun anul ăla în care n-ați avut majoritate, dar aveți câteva luni bune deja de majoritate absolută și în Parlament, și la butoane, și la ministere, la tot. Cât o să o mai ținem cu greaua moștenire și cu PSD-știi sau eu știu ce ori mai fie din aparatul ăsta de stat? Nu, domnul Bucura, n-am vorbit despre greaua moștenire. Am spus doar care e comparația și care e propaganda mincinoasă a PSD-ului. Atât. Deci nu mai e greaua moștenire, am înțeles. Partidul dumneavoastră cu siguranță n-a făcut angajări în administrația locală, că n-aveți. Asta am înțeles-o. Dar totuși, nu m-ați lămurit până la urmă. Mi-aduc aminte cifra exact. Unde era 11.000? Cred, am spus cred. Nu mi-aduc aminte cifra exact pe anul trecut. Vine și laptopul, domnul Zailer, să știți că o să vă luptați în laptop, ca să oricum, zic așa. Oricum, cred că cel mai important lucru în toată discuția aceasta este ceea ce simt oamenii când merg la piață. Adică e atât de simplu, nu trebuie complicată, nu trebuie să se întâmple mare minune. Dacă mergem la piață și vorbim cu oamenii, mai vine factura la gaze, mai vine factura la energie electrică, gata. Da, exact aici vreau și eu să ajung în logica asta. Am înțeles, carburantul era 4 lei și ceva acum un an și un pic, acum e 5 lei spre 6 aproape. Aici o să-mi spuneți, da, uite-te la prețul petrolului pe piața externă. Energia la fel, a crescut și aia factura, o să-mi spuneți, ne-am liberalizat. Am intrat în Europa, liberalizarea presupune și crește. Dar totul crește, totul crește. În afară de salarii care n-au ținut pasul. În sfârșit are dreptate și domnul Câțu. Crește, domnule, chiar crește. Crește, da. Dar din păcate cresc prețurile. Da, e manualul de economie, ce zice domnul Stavule? Dar l-am explicat. Mi-ați explicat, dar totuși, deci îl mai așteptăm câteva semestre. Nu e că mai așteptăm câteva semestre. Într-adevăr, nu avem o creștere, deci nu avem o creștere sustenabilă astăzi, pentru că o mare parte din consum se duce pe bunuri importate. Dar tocmai de aceea am luat decizia și se vede începând anul trecut ca să creștem foarte mult investițiile publice. Și ați văzut că anul trecut și nici anul ăsta nu s-a oprit niciun șantier. PNDL-ul a fost, toate programele de investiții ale guvernului nu au fost oprite. Anul trecut au fost 30 de miliarde de lei pentru investiții, iar anul ăsta o să fie mult mai mult decât anul trecut, pentru că vor fi și multe fonduri europene absorbite. Deci discutăm anul ăsta, probabil se va ajunge la vreo 10 miliarde de euro investiții. În momentul când tu formezi capital național, în sensul că ai construit infrastructură și mai departe, automat apare producție domnul internă. Domnul prea se pregătește a primi laptop, da, vă rog, continuați-vă ideea. Tocmai de aceea, prioritatea și iarăși mă repet, este să dezvoltăm toate regiunile României, pentru că este singurul lucru sustenabil pentru, altfel, probabil în 10-15 ani, discrepanțele între Transilvania, Banat și restul, București și restul țării, vor fi foarte greu de susținut, să zicem, și din punct de vedere social. Asta este prioritatea zero a noastră astăzi și pentru asta toate acțiunile guvernului se duc în aceste direcții. Și vedeți, Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, am pus finanțare la SF pentru tronsonul Craiova, Lugoj, deci toate aceste lucruri sunt tocmai pentru că simțim ce mie mi-a părut rău și vă spun și aici cei de la USR pot să dea mai multe detalii de ce, că nu am reușit să prindem irigațiile în PNRR. Dacă discutăm despre reziliența sudului de la Dobrogea până la Banat, tot sudul României, are fluctuații de 50% din PIB în fiecare județ, pentru că e totul meteo-dependent. Din păcate, a fost o opoziție foarte mare a oricărui tip de irigații. Spania, de exemplu, are irigații în PNRR. Chiar am întrebat la Bruxelles, am fost săptămâna trecută, și aici cred că a fost o greșeală să nu ne luptăm pentru a introduce irigațiile în PNRR. Și greșeala a fost a celor care au negociat, nu că doar nu. Eu știu că am avut, eu am fost în discuțiile coaliției și
Opoziția cea mai mare a fost Ghinea, de exemplu, a fost ministru Ghinea. Exact, de partea ministerului o lună de zile să vină aici, adică la știți ce se întâmplă? Putem accepta asta, că soluția tehnică inițial propusă era greșită. Dar atâta timp cât ne luptăm pentru asta, în perioada asta de 3-6 luni de negocieri, găseam alte soluții tehnice. Deci cei de la Bruxelles nu au respins irigațiile din moment ce altor țări le-au acceptat. Și asta este, din punct de vedere, asta este ce nu e bine în PNRR-ul ăsta. Domnul Oprea, ați găsit în laptop ce vrea să... Eram foarte atent la ce spunea domnul Stamule, pentru că îmi place ideea asta de opoziție la guvernare. Dar nu e opoziție la guvernare, eu vă spun. Domnul Duranu ieri, spre exemplu, spunea că premierului s-a umflat capul. Adică deja avea un discurs în care, ca membru al opoziției, eram invidios, doamne, uite ce spune omul ăsta. Și am constatat că, de fapt, în coaliția intereselor personale, că asta este acum la guvernare, când a fost vorba de moțiune de cenzură și de vot, dacă ar fi crezut, într-adevăr, domnul Ungurea, nu îl folosesc ca exemplu, dar sunt și alții, mai devreme era discursul domnului Stamule, ar fi trebuit să se întâmple ceva, dar nu s-a întâmplat, au stat cu minți în bănci. Adică este o poveste foarte frumoasă asta cu opoziția din interiorul guvernării, în fapt este o guvernare a intereselor personale. Și aveți mare dreptate cu destinația asta precisă a banilor. Anexa 703 a dat destinație precisă, pe sprânceană, numai acelor primării alese de către dumneavoastră. Asta s-a întâmplat prin legea bugetului de stat. Nu s-a făcut niciodată așa ceva. Iar acum, de fapt, se zice, dacă o fi adevărat ce a apărut pe surse și în mass media, că acolo am citit, că de fapt domnul ministru al finanțelor, fost ministru Nazare, a plecat pentru că acel faraonic 7 miliarde promiși în campanie electorală internă de către domnul Câțu nu ar fi beneficiat de aprobarea, semnătura sau dorința de a se întâmpla a domnului Nazare. Între timp, PNDL-ul a fost oprit, că nu mai au bani la PNDL. Păi n-ar fi fost mai bine să continue niște proiecte de care beneficiază toate comunitățile locale pentru creșterea calității vieții și care înseamnă investiții despre care vorbesc atâta cei de la guvernare. N-ar fi fost mai bine? Uite ce zice domnul Oprea, primar nu prea aveți. De ce să dăm discreționar banii colo, că-i primar PNL care votează cu Câțu și nu-i primar PNL care votează cu Orban? La USR ce aici s-a ajuns? Cașcavalul ăsta PNR-ist. În primul rând că e interesant din moment ce domnul Oros, ministrul Agriculturii, spune că onorata Comisie Europeană i-a respins planul tehnic pentru că n-ar fi suficient de verde, dar dânsul în continuare crede că e suficient de verde, sigur, responsabil este USR-ul. Haideți să nu intrăm în detaliile tehnice. Opoziția constructivă, stați așa că-mi place. Da, ziceți, deci, nu vreau să dau replică aici, că știu exact. Ar fi bine să vedem opoziția constructivă. Nu vreau să-i dau replică. Deci domnul Stamule nu dă replică, domnul Zeidler știe o parte. Dați-i cu opoziția constructivă că-mi place. Nu vreau să... Deci... Nu mai intrăm în dezbaterea asta. Haideți să mergem mai departe. Da. Domnul Oprea, dacă a găsit între timp cifrele cu angajările de la stat, sunt chiar curios să-mi demonstreze orice dorește dânsul. Sigur că da. Le găsim imediat. Vedeți ce face un laptop și aici și cu tehnologia, domnul Zeidler. Vedeți că vă dă replica. Dar să știți că mie îmi plăcea cu opoziția constructivă, dar v-ați oprit aici, n-ați vrut să nu cumva să dărâmați coaliția. Exact. Aici, direct. Cred că aici le-a fost frică că ar dărâma coaliția. Ar fi foarte, foarte păcat. Nu dărâmă, domnul Zeidler, nu dărâmă. Dar acum serios, dacă tot discutăm despre eficiența investițiilor, de ce e totul atât de slab? De ce rezultatele sunt atât de proaste? Adică ca să obțineți un leu, ați împrumutat 2,14 lei. Nu se justifică deloc din punct de vedere economic, sub nicio formă. Ar trebui totuși să explicați românilor. Și conform legii 69, ar fi trebuit ca ministru, fost ministru al finanțelor publice, între 45% și 50% prag raport al datoriei în PIB, ar fi trebuit să vină și să informeze guvernul despre măsurile pe care doresc să le ia. N-au făcut lucrul ăsta. Acum ar trebui să vină în Parlament să informeze pe români. Ce se întâmplă? Care este viitorul nostru? Se întâmplă așa ceva? N-am văzut niciun semn. Toată lumea este în campanie electorală și nimeni nu mai guvernează. Doar împrumută bani ca să-i dea cu destinație primarilor PNL.
Ultimele minute, domnul Zaidel, vă rog, replica, fiindcă vine afacerea săptămânii peste noi. Îi recomand domnului Oprea să se uite la ponderea investițiilor deja realizate, de exemplu de către Ministerul Transporturilor în primele 6 luni, și îl va salva publicitatea, probabil, să compare cu ceea ce au reușit să realizeze miniștrii PSD, și atunci veți înțelege că noi nu am aruncat banii colo-colo pe tot felul de prostii, cum ați făcut mare parte din guvernarea PSD, ci îi investim. Am înțeles. 0,34 lei împrumutați de PSD au produs un leu. 2,14 lei împrumutați de această minunată coaliție produc un leu. Adică, cum se întâmplă lucrul ăsta? Explicați-mi, că poate aritmetica dumneavoastră e altfel. Minus înseamnă plus. La noi, plusul e plus, minusul e minus. Aveți un răspuns la chestiunea asta sau nu? Dacă nu, luați un pix, luați o hârtie și repetăm împreună acest exercițiu. Da, haideți să repetăm. Ce e mai mare? Banii în consum, noi îi investim. Return of investment. Dacă atenție, domnul Stamule mai devreme spunea că acum creșterea economică este obținută pe consum. Adică consumul dumneavoastră e bun, consumul din timpul PSD. Mai avem puțin să ascultăm și pe domnul Zeiler, că e defazat din cauza Skype. Vă rog. Deci eu ce spuneam este că atunci când, în loc să arunci bani în consum, și anume, de exemplu, în salarii pentru toate pilele de partid, duci bani către investiții, ei nu se întorc imediat în economie, așa cum vă explica domnul Stamule, dar poate mergeți la niște cursuri de ale dânsului, banii investiți vin înapoi mai încet decât banii dați pe salarii către niște sinecuri de partid. Domnul Zaidel, știți ce faceți astăzi cu deficitul balanței comerciale care este imens? Și pentru că nu există acea acoperire corectă pe investiții străine și pe fonduri europene de natura investițiilor, cum se întâmpla în timpul guvernării PSD, finanțați locurile de muncă din străinătate, ale altora, nu ale românilor. Asta faceți cu banii împrumutați. Știți lucrul acesta sau nu știți? De asta au crescut. Că dacă nu știți, nu puteți înțelege, de aia nu vă gândiți la românii care au venituri foarte mici. Pentru că le-ați înghețat veniturile acestora. Stimate domnul Prea, de la începutul acestui an s-au înregistrat cu 100.000 de contracte mai mult în România. Asta contrazice teoria dumneavoastră cu finanțarea străinilor. 2. Credeți-mă, vă rog. Nu, este pur și simplu economie. Dacă nu înțelegeți, nu-i problemă, nu ne supărăm pe dumneavoastră. Domnul Stamule este aici profesor de economie, poate să-mi spună că am dreptate. Domnul Oprea, când nu vă convine argumentele și cifrele pe care vi le dau, schimbați subiectul. Nu-l schimb, doar v-am spus că e o chestiune economică. Domnilor, din păcate o să schimb eu subiectul, că vine publicitatea peste noi, așa că cuvântul cheie la momentul ăsta, afacerea săptămânii. Afacerea săptămânii e mai mult gaura săptămânii, să-i spunem așa, pentru că eu n-am prea descălcit-o, poate o descălcim așa în ultimele momente ale emisiunii. E vorba de un celebru mall din Constanța, City Park Mall se numește el, și care, dincolo de faptul că a apărut după un scandal imens pe vremea primarului Mazăre, pentru cei care își mai amintesc, era un mall făcut în parc, în parcul Tăbăcăriei, cel mai mare din Constanța, scandal, trebuia să apară de fapt un centru de agrement, cultură, și până la urmă a ieșit un centru comercial în adevăratul sens al cuvântului. E, ce nu înțeleg eu și vreau să vedeți și noi asta la afacerea săptămânii, City Mall-ul ăsta este de vreo 8 ani de zile după ce a fost revândut de proprietarii săi inițiali, este pe o gaură teribilă, gaură mare. Deci compania care îl deține din 2013 a înregistrat pierderi fabuloase, 108.468.000 de lei. Vorbim de o gaură medie de 43.000 de lei în fiecare zi în ultimii 8 ani. Asta așa, bine, sigur, comedie, da? Nu pierde aproape 10.000 de euro zilnic, dar are zile în care pierde 20 și altele în care nu pierde. Acum, ce e interesant să dezbatem și acum, dar și pe viitor, în 2013, așa cum v-am spus, grupul NEPI, Rockcastle, achiziționează acest centru comercial inaugurat de primarul Mazăre undeva în mai 2008. Mall-ul fusese construit, cum v-am spus, în parcul Tăbăcăriei, cel mai mare parc al Constanței, după un întreg scandal.
N-a ieșit centru de agrement, cultură și ce trebuia să mai fie pe acolo, nici un teatru de operă și balet ar fi trebuit conform proiectului. A ieșit mall-ul ăsta, s-a vândut și în grupul Nepi avea, cum v-am spus, în 2019, în portofoliu, Nepi fiind un mare proprietar de mall-uri din București și chiar din lume. Pentru cei care nu știu, numai în București are 18 mall-uri. Nu, nu, București, iertați-mă, în 18 mall-uri în România. În București, în Sibiu, Pitești, Timișoara, Ploiești. E, datorile totale ale SRL-ului ce deține mall-ul din Constanța erau în 2019, așa cum ne spun cifrele de la Ministerul de Finanțe, acolo unde tocmai a rămas fără ministru, de 381.835.401 lei. De 4 ori mai mari ca cifra de afaceri a companiei. Da, atenție mare, de 4 ori mai mari ca cifra de afaceri. Ce e interesant, și aici e o anchetă făcută de colegii de la săptămâna financiară.ro, sfin.ro, Nepi, grupul respectiv, deține mall-uri în 9 țări, iar centrele din România reprezintă, doar bucata din România, 35% din portofoliu. Deci o treime, poate și mai bine chiar, în România. La 31 decembrie 2020, firma mamă, cea care are toate mall-urile în lumea largă, avea lichidități de 1,2 miliarde de euro. Deci la noi o gaură mare, foarte mare, dar în lumea largă lichidități de un miliard și ceva. Acum, domnilor, pe ultima 100 de metri vă întreb, miroase iarăși a povestea în care în România e gaura și la firmele mame de până lumea largă companiile astea stau bine? Nu, dar eu sunt de, cunosc oraș Constanța. Tocmai de-aia am început prima parte a vieții acolo. Iar în acel mall a fost o extindere, s-a dublat mall-ul, de unde era o singură, un singur corp, s-a adăugat încă un corp cel puțin la fel. Deci s-a dublat gaura acum. Da, trebuie văzut dacă această investiție nu a fost pusă ca în contabilitate, pe minus, și atunci, de fapt, veniturile viitoare să acopere acest, deci trebuie văzut foarte atent. Deci asta înseamnă că am ajuns cam la tot ce discutam eu. În România profitul păi că se nu, bagă înseamnă că se cineva a adus niște bani sau a împrumutat cu niște bani compania aceea, adică cineva în sensul că compania mamă, pe care îi va lua ulterior din activitatea economică. Da. Adică trebuie să ne uităm foarte atent la cifrele contabile. Nu cunosc speța, dar știu că acum vreo 2-3 ani mall-ul a avut o extindere. S-a făcut cinematograf, nu era inițial cinematograf la acel mall și s-a făcut și o extindere masivă a mall-ului. Deci domnul, trebuie văzut dacă ultima 100 de metri se practică asta cu compania mamă pe plus, compania mioritică pe minus? Este evident că prețurile de transfer funcționează în România, de aceea salut decizia României de a semna la OECD, unul dintre cele 130 de state, ideea de impozitare a companiilor cu 15% un profit. Pentru că asta înseamnă impozitarea acolo unde se face producția. Și aș putea să vă dau un exemplu dintr-un articol apărut recent, dar n-aș vrea să fac rău companiilor, în care compania românească din domeniul materialelor de construcție avea profit 16%, toți competitorii străini de pe piață 3%, 4%, 0%. Salutăm, ceea ce ne arată salutăm și noi că există tot ce o raportare greșită a profitului. Aducerea profitului sau păstrarea lui în România, salutăm tot ce înseamnă bani pentru români, pentru oamenii necăjiți, pentru oamenii de aici. Vă promit că toate emisiunile vor avea ca punct de pornire exact această idee, banii noștri ai românilor, cum să-i facem, cum să-i păstrăm, cum să-i înmulțim. Vă aștept săptămâna viitoare, dragii mei, sunt Dan Bucura, o seară minunată!